dimineața tuturor. La mine e dimineața, nu știu cum e la voi, probabil că seară, după masă, whatever. Îmi cer scuze pentru ziua de ieri, pentru că nu am postat nimic, însă am fost super mega aglomerați și o să încercăm să postăm astăzi. Astăzi e vineri, este ultima zi până în Crăciun, ultima zi de lucru. Sunt 0 grade afară, 0 grade, așteptăm din soarea. Probabil că nu o să vină, pentru că din ce am văzut la televizor spuneau că o să fie undeva la 12, 13, 15 grade de Crăciun. Așa că cu siguranță la temperatura asta nu avem absolut, absolut nicio șansă să ningă. Tragem speranțe pentru Revelion, poate că atunci o să ningă, deși nu cred, pentru că cu toată încălzirea asta globală cumva s-a decalat perioada de iarnă. Dacă până acum ningea în decembrie, acum ninge poate, nu știu, în februarie sau ceva de genul. S-a decalat foarte, foarte mult. Mi-aduc aminte că acum ceva ani, nu mai știu exact când, a nins de Paște. Da, bine, Paștele a picat în aprilie, dacă nu mă înșel. Dar oricum a nins de Paște și s-a pus un strat foarte mic de zăpadă, dar a fost o senzație super. Am scos repede sania, cred că acum ceva mai mulți ani. Și chiar ne-am bucurat mult de tot. Bineînțeles că parcă să zic că și următoarea zi a nins, nu mai știu exact, dar oricum a fost o situație super tare și nu știu. A fost altceva. Oricum aveam parte de zăpadă. Acum ca să avem parte de zăpadă trebuie să ne ducem la munte, ceea ce nu știu, mi se pare destul de aiurea și cu încălzirea asta globală nu știu unde o să ajungem. Poate pe noi nu, să zic că nu ne afectează atât de tare, dar copiilor mei chiar o să-i afecteze foarte tare încălzirea asta globală și nu știu unde o să ajungem cu această încălzire. Mergem la muncă astăzi, ultima zi, credeți-mă, nu am absolut, absolut niciun chef de muncă. Și ce putem să facem? Nu avem decât să ne ducem, ne facem treaba și plecăm acasă. La 6 când termin, încercăm să filmăm ceva astăzi, o să facem niște prăjiturele, sper, sau o rețetă, ceva pentru Crăciun. Sper să avem destul timp, după care probabil că o să împachetăm și cadourile pentru cei dragi, cadourile pe care le-am cumpărat. Terminat și biscuiței, așa arată. Pe ceilalți am dat cu ciocolată și cu nucă de cocos. Hello again! Doar ce am terminat biscuiții de casă, acum vreau să mă apuc să fac tortul Red Velvet. L-am mai făcut o dată anul trecut, dar blatul a ieșit destul de tare, așa că de data asta vreau să fiu mai atentă la modul de preparare, să fie perfect. Haideți să vedem, să vă arăt ce ingrediente o să folosesc. Imediat vă arăt. Am aici cacao, unt, făină, 4 ouă, zahăr, un bol mare, o lingură de oțet și 250 de grame de chefir. Oricum, lista ingredientelor sau linkul către rețeta pe care o să o folosesc eu o să fie în descriere, așa că eu zic că nu o să fie probleme. Ne apucăm să facem aluatul pentru blat și după vă arăt ce folosim și pentru cremă. Pentru început amestecăm untul cu zahărul, până devine așa ca o cremă.
O să ne chinuim puțin cu spatula. L-am mai făcut o dată, dar cred că nu am insistat pe fiecare pas. Trebuie untul să fie foarte bine amestecat. Așa că o să dureze ceva. Facem toată treaba asta cât nu e Rebecca, cât încă doarme, pentru că după o să ne fie imposibil să mai facem ceva. Știți că ea vrea mereu să mă ajute. S-a omogenizat destul de bine. Apoi trebuie să începem să adăugăm câte un ou pe rând și să amestecăm cutelul după fiecare ou. Asta zici că e de jucărie, cred că tot cu spatula o să amestec mai bine. Am mai adăugat încă un nou. Și tot procesul ăsta îl facem până când se incorporează. Adăugăm și chefirul. Ce este foarte important, aveți grijă ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei, adică trebuie să le lăsați cu cel puțin o jumătate de oră înainte de a vă apuca la temperatura camerei. Adăugăm esența. Eu am aici o esență de rom, cacao, bicarbonatul de sodiu și oțetul. Și amestecăm foarte, foarte bine. Nu vă speriați dacă compoziția are un aspect tăiat, pentru că untul a ieșit așa la suprafață. Acum o să adăugăm făina și o vom incorpora destul de bine. Iar la final adăugăm colorantul. O să dau drumul și la cuptor să se încălzească până terminăm noi aici. După ce am incorporat foarte bine făina, adăugăm colorantul. Acum adăugăm cât să avem culoarea perfectă de roșu și după îl băgăm la cuptor la 185 de grade, cam 55 de minute, 60 de minute. Adăugăm colorantul, eu nu am găsit pudră, am găsit doar așa lichid. Acum să vedem, amestecăm și mai punem dacă mai este nevoie. Am luat acest colorant din Lidl, este un colorant lichid. Acum vedeți ce găsiți, ori pudră, ori lichid, cred că sunt la fel de bune. Să vedem dacă mai e nevoie să adăugăm, cred că va mai fi nevoie. Îl vom pune într-o formă rotundă, cred că am una de 25 diametru. Cam dă bătăi de cap acest colorant. Arată destul de frumos compoziția. Aș fi vrut să fie mai roșie, dar cam așa a ieșit. Este ok. Contează să fie bun la gust și aspectos. Doar odată sărbătorim Crăciunul pe acesta. Amestecăm foarte bine și îl dăm la copt. Am pus și hârtie de copt și acum o să punem compoziția în formă. Este destul de greu bolul. Să-l țin așa. Deja chiar am obosit foarte rău și până de seară mai este mult. O mișcăm puțin pentru a se uniformiza și gata, dăm cu ea la cuptor. De seară sper că o să am timp să împachetez și cadourile, pentru că mâine vom pleca puțin dimineață și după masă avem musafiri. Așa că trebuie să ne grăbim.
Pentru cremă ne trebuie 400 de grame de brânză. Cremă de brânză. Am luat două cutii de Philadelphia. Am cântărit 400 de mililitri de frișcă lichidă și 160 de grame de zahăr. Terminăm crema, așteptăm să se coacă și blatul și apoi îl vom decora după ce se răcește. Punem prima cutie de brânză și apoi prelui mesajul. Oh, salutare din nou. 9 ore mai târziu am terminat și eu cu munca. Merg acasă pentru că mă așteaptă soția. O să facem prăjiturele. O să facem ceva drăguț pentru Crăciun, pentru că mâine avem invitați, mâine sâmbătă. Avem invitați și atunci am hotărât să facem câte ceva și de mâncare și ceva dulce, să vedem ce anume o să filmăm mai exact. Așa că haideți să-i dăm drumul să vedem ce o să pregătim pentru mâine. Salutare, doar ce am ajuns acasă și avem de împachetat niște cadouri pentru Rebecca. Le avem chiar aici. Avem hârtie de împachetat, cadouri cu Moș Crăciun. Avem tot ce ne trebuie pentru a-l împacheta. Așa că după ce împachetăm cadourile, am făcut și un tort, o să decorăm tort. Așa că cam așa arată. Este o bucătărie. Așa, asta ar fi unul, acesta ar fi al doilea, asta este o ceva de doctoră, că ne-a nebunit cu doctora, cu ne disperă să ne facă dinți, să ne-a zăpăcit de tot. Așa că o să le împachetăm pentru că mai târziu o să vină și ea și o să decorăm tortul și aș vrea să le împachetez acum. Sper să mă descurc să fac chestia asta, pentru că după o să avem altceva de făcut. Așa că haide să-i dăm bătaie. Așadar, haide să-i dăm drumul. Începem cu primul. Sper să mă și descurc să fac chestia asta, să știți că nu fac foarte des. Decât o dată pe an. Și am luat aceste funtițe, ceva de genul, pe care o să le punem pe cadouri. Foarte greu. Nu merge așa, să fac gen foarte repede. Cum am mai făcut. Perfect. Mai mult decât perfect. Gata cu primul cadouaș. Piesa de rezistență este fântița, bineînțeles, pe care o să o pun chiar aici. Param! Arată bine, nu? Cadourile acestea le-am cumpărat de la Carrefour. Am căutat să cumpărăm niște cadouri, cum să zic, niște jucării puțin mai solide, așa, pentru că Rebecca le cam face varză, v-am mai povestit în alte vloguri. Așa că astea sunt din pal sau ceva de genul lemn, nu știu, ceva pal, e ceva acolo, ceva mai solid, oricum că sunt destul de grele, cred că ăsta cred că are undeva la 10 kg, clar, categoric. Trecem la următorul cadou. Și ăsta e la fel de greu. Vedeți? Și scrie Wooden, Wooden Pet Clinic. E pentru căței. O să facă bine căței și pisicile. Clinică veterinară. Am curaj să bam mâna foc, nu să-mi ajungă ăsta. Da. Vedem. Azi am avut o zi extrem de grea la muncă. O grămadă de treabă.
Poate se vede pe fața mea că sta așa puțin cam căpiat. Dar... ah, super. Pe celălalt l-am împachetat mult mai bine ăsta. L-am cam omorât de tot. Nu prea stă încântat, dar... e în regulă decât deloc. Era ok să le fi asamblat cumva, să le fi montat toate astea. Cred că era mai drag, așa o să vadă o grămadă de, nu știu, lemne, chestii pe acolo, adunătură, nu știu cât de tare o să se bucure. Dar cu siguranță o să se bucure în momentul în care o să le asamblăm împreună. Când o să vadă soția mea cât de bine l-am împachetat, o să mă pună să împachetez toate cadourile la toate neamurile. Mi-am dat prea tare silința. Nu e ok. Atunci când arăți că poți, te omoară toți. Din toate părțile. Asta e aproape perfect. Nu chiar perfect. E aproape perfect, dar... eu zic că mi-am dat silința și este... am făcut-o într-un fel special. Bine, aici poate nu trebuie să ajungă atât de mult să treacă marginea asta, dar e în regulă. Și încă unul și gata. Gata! Ah! Uitați-mi, trebuie să pun puntița. Trebuie să mergem să-l pitulăm de Rebecca, pentru că dacă o să-l vadă, o să fie atât de curioasă încât nu o să se abțină și o să-l rupă. O să-l dea seama. Dar fiind faptul că Moș Crăciun o să vină sâmbătă seară spre duminică, trebuie să-l pitulăm. Revenim cu tortul. Vreau să vă arăt cum arată. Ia uitați. Miroase genial. Ia uitați cât de superb este decorat acest cadou. Cu fântiță, cu fântițe și pamblicuțe și mai este încă una aici, pe acesta nu l-am decorat și nu mai decorez că nu mai am pamblic. Așa că haideți să le pitulăm, ca să nu le vadă fata. Tati, ce facem acum? Pune mâna. Unde? Pune mâna. Aoleu. Aoleu. Pune. O să desfacem de pe margine. Unde să pune tati mâna? Da, la u. Taie. Ia uite, mami. 1, 2, 3 și... wow, a ieșit vorba! Ce frumos! Imediat, mami, imediat. Păi, tati, trebuie să puneți prima dată din asta, cremă, cred. Prima oară cremă. Cremă. Okay. Da, trebuie să te urci pe scaun. Da, să nu dobori. Să te urce pe scaun, fata. Imediat. Trebuie să-l tăiem. Mami, stai cu mințică. Ce, Rebecca? Nu te băga pe acolo. Nu există lăpuțel rău. Ce lăpuțel rău? Gata, tati, că se aude prea tare. Ia-mă, ia-mă! Hai, ridică-te! Așa arată înăuntru. O să tăiem decât în două, că nu prea am putut în trei. Arată bine. Să-l asamblăm în formă. Așa, bine așa. Dar să dăm hârtia de cupt înainte. O să punem jumătate de compoziție. Și poate ce îl scoți, îl punem la frigider și după ce îl scoatem din formă chiar o să fie destul de legat așa, aș putea zice.
Oricum crema a ieșit super bine. Mi-aș fi plăcut să-l pot tăia în trei, dar nu am nicio șansă. Oricum a ieșit foarte pufos și nu e chiar așa de complicat să faci blatul. E... Uite crema gustoasă, ce bună e. Așa făceam când eram mici. Voi nu faceați la fel? Nu luați de pe toate castroanele? Îți las castronul la final. Crema de brânză. E așa un tort mai fresh. Înțeleg că asta toată e pentru mine? Nu știu. Cred că da. Lupule, tu ce tot faci pe aici? Tu ești vânător. Ce vânător? Nu, eu, tati, te uiți? Eu trebuie să fac prăjitură cu mami. Nu știu că trebuie la vânător. Tot la lupul cel rău. Ți-e frică de lupul cel rău? Da, tu vânător. Lasă lupul cel rău. Du-te, 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 rău. Fug, fug și eu, fug și eu de el, fug și eu. Tu e vânător. Hai. Îmi pușc. Unde este pistolul? Nu știu. Păi, fără pistol, cum îl pușcăm lupul? Gata. Asta e pistolul, gata? Da. Gata. Puf, puf, gata, l-am pușcat. Te duci să vezi? Are imaginație foarte bogată. Așa, am păi plinat cu crema. Uh-huh. Ștergem puțin pe aici. Îi place povestea cu purcelul și cei trei purceluși și lupul. Cu fița roșie. Cu fița roșie și ne... Așa face fiecare dată, vine și ne aduce un coș. Un coș, nu știu. Ce are aia acolo? Nu mai zbira, tati? Nu trebuie să închei pușcă. Și o să punem așa, pentru decor. Mâine vreau să luăm niște fructe de pădure. Să le punem cumva. Îl mai umblăm mâine la el. Ce Twix? Ok. Aveam doar mâncă Rebecca. Mai este jumătate. Și din macaron s-a luat. Așa, așa. Nu știu oricum, să venim cu fructe așa de pădure. Așa până la... Să venim cu fructe de pădure și punem cumva în margine. Nu e cel mai aspectos, dar oricum mâine, după ce scoatem din formă, îi mai facem câteva retușuri. O să te duci la șef la pățite cu... Dar crema e foarte bună, chiar mă bucur că a ieșit. Cu plating-ul ăsta. Nu prea văd. Cum? Nu cred că merge doar cu asta. A. Da. Hai să ștergem puțin. Cu puțin noroc și puțin talent și un decor, ștergem așa, pe gata. Aici. O să căștigi Masterchef. Da. Așa la cuțite, nu știu unde vrei. La Bonte în echipă te duci. Direct. Direct în finală. Direct îți dau cuțitul de aur. Te mai facem la mine cu niște fructe de pădure ceva. Perfect. Ce s-a întâmplat? Unde ești? Tu ești cu fița roșie sau cine? O să continuăm cu aperitivele mâine dimineață. Trebuie să mai ajungem până în Selgros. Și după aia așteptăm pe Moș Crăciun. Așteptăm invitații și seara vine Moș Crăciun. Da. Mai punem mâine niște fructe de pădure să vedem ce o găsim. E așa greu. Cam asta a fost pentru astăzi, pentru seara asta. Am împachetat cadouri, am făcut tort. Mâine o să trească să facem aperitivele pentru că avem invitați. V-am spus deja că o să avem invitați. O să facem pregătiri. Rebecca se joacă. O să vină Moș Crăciun mâine seara. Eu o să fiu Moș Crăciun. Și asta este. Ce s-a întâmplat? Gazdote. Căzut dintele. Cui e căzut dintele? Ce e căzut dintele, tine? Nu căzut dintele. Ia uite dintele. Ai dentist. Ia, uite-te, mami, să vezi, e ceva neregulă? E ceva neregulă. Aoleu. Ai mâncat prea multe dulciuri, mama? Da.
Nu mai mănâncă tort. Nu, eu sunt cel care mănâncă multe dulciuri. Tu ești cea care mănâncă multe dulciuri. Tu mai ai toți dinții? Sau ți-au căzut? Ia. Căzut. Aoleu, ia să vedem, ia. Aoleu, aoleu. A fugit. După cum am spus, cam asta a fost pentru seara asta. Ne vedem mâine cu un alt vlog. Pa! Pa!